Vă dau iarăși salutare, scumpi și dragi colegi de alertare. Nu m-am ascuns nicăieri, aici sunt, nu m-am ascuns. Dar ce s-i o regina Elisabeta Angliei să mă ascund acolo în tufe când vine Ceaușescu? Acum a apărut știrea asta într-o carte biografică despre regina Angliei, celebra Elisabeta, ci că în 78, când a mers Ceaușescu în vizită acolo în Regatul Unit, Elisabeta n-avea niciun chef să-l vadă pe Ceaușescu. Drept e că nici noi românii în perioada aia nu prea mai aveam chef să-l vedem. Și atunci a recurs la o stratagemă. Ceaușescu se plimba pe acolo, prin grădinile de lângă palat, l-a văzut regina, zice, n-am chef să-l văd pe Nicu Ceaușescu, dar unde să mă ascund? Pa cântufe! Ce putere avea nea Nicu Ceaușescu, un biet pantofac din România, a făcut ca o regină, o dita mai regină, să se ascundă în tufe. Bine, și pe noi ne-a băgat Ceaușescu în boscheți, în boscheții istoriei și tot pe acolo stăm de ceva zeci de ani. Dar ce ziceți? Se duce COVID-ul? Pleacă și coronavirusul? Pleacă românii din țară? Pleacă și coronavirusul? Voi ce ziceți? Sunt câteva zile și cam într-o treime din județe nu a mai apărut niciun caz nou. Îi ordin de sus să dispară? A fost de ajuns, ne-au pus la pământ și acum pleacă? Se duce COVID-ul? Nu știu. Sau ne-am învățat noi să trăim cu el și nu ne mai sperie? Că așa-i. Așa ziceau ăștia de la Organizația Mondială a Sănătății. Până la urmă o să ne obișnuim să trăim cu COVID-ul. Păi, COVID-ul e ca și cu socra. Cu COVID-ul e ca și cu socra. La început e starea aia de enervare. Nu pot să trăiesc cu el. După aia e starea de acceptare. După aia nici nu mai bagi în seamă. Nici virusul, nici pe socră trebuie să o bagi măcar în seamă. Între timp, guvernul distribuie peste 1 milion de măști de unică folosință celor cu probleme sociale. Cumva trebuie să le închidă gura. Nu cu mâncare, că de unde mâncare a mai fost un pic de ploaie urâtă. Acum, zilele astea, a bătut și gheața. Ce mai aveam recolte s-or dus și ministrul agriculturii anunță. Vom avea cea mai secetoasă vară din ultimii 50 de ani. Nu mă vești bune. Numai ministrul agriculturii cu nume predestinat, Oros. Păi dacă nu mai e de Ros, că s-o Ros, ce-o fost de Ros. Deci, vară secetoasă o să avem, așa se zice că o să ajungem în câteva decenii, să nu zicem cincinale, să avem climă africană. Să deșertifică și solul și nu o să mai cultivăm speciile noastre cunoscute, pepeni, vinete, roșii, nu. Trecem pe cactus. Cactus și limba socrei. Da. Acum nu știu, ori fi bun cactusii ăștia. Nu ne interesează dacă e bun de mâncat. Dacă reușim să facem o țuică din ei, o pălincă, bun și cactusii. Că șansa e să ne facem fiecare câte o grădinuță, dacă putem. Să ne gospodărim noi, să ne creștem noi singuri fructele și legumele. Uitați-vă, de exemplu, solista Angela Rusu. Angela Rusu are grădina ei. Dădea zilele trecute acolo la hârleț și cânta toate șogorițele le place grădina mea și dacă nu mor iubi pe ele lui căpălimă. Asta e șansa, domne. Muncitori avem. Uitați-vă că și acum aproape 40 de muncitori din Sri Lanka au venit să lucreze în Cluj-Napoca. Bravo firmei care i-a angajat. Veniseră amărâții, erau blocați pe aeroport în București și nimeni nu dădea doi bani pe ei. În general nu prea să mai dă niciun ban pe niciun om, că astea-s vremurile. Și o firmă din Cluj i-a luat pe toți srilanchezii și i-a relocat. Le-a dat de lucru aici, în Cluj-Napoca. Srilanchezii, când au ajuns în Cluj-Napoca, au întrebat, s-a deschis bigul din Mănășturi? Vă dați seama că așa loc, așa atracție, se știe și în Sri Lanka de marele complex Big din Mănășturi. Gata, nu mai stau, nu vă mai rețin, îmi iau și eu zborul. dar sper să n-aterizez forțat. Ați văzut aseară misiunea aia, toți așteptau să plece. Misiunea spațială, premieră, istorică. Se ducea o rachetă de americanilor, se ducea cu o companie privată. Cum ar zice, a luat taxiul către galaxia acolo. Elon Musk a pus la dispoziția NASA-i o capsulă specială. Erau doi piloți acolo. Din păcate a fost vreme urâtă și s-a amânat acțiunea pe sâmbătă. Zborul
decolarea pe sâmbătă. Și zis unul dintre piloți, zice, numai bine sâmbătă, că sâmbătă îmi programase nevasta curățenie și bătut covoare. No, lasă că mă duc în spațiu. Stau acolo o lună și stau în capsulă și mai fac plimbări în spațiu, da? Măcar nu-i deranjează nimeni. Au și un CD cu Smiley și ascult acolo, plec departe, plec pe Marte. Eu nu plec departe, nu plec pe Marte, plec să postez video-ul pe YouTube, pun și coperta pe Facebook, că încă sunt înșurubat, nu mă lasă ăștia, nu știu ce rău am făcut la lume, ce rău am făcut la lume, de pe Facebook nu mai pot pune, măi, măi. Asta este, rămânem în continuare pe aici. O zi frumoasă, o zi superbă și tot ce vă doriți. Vă salută Nicu Bendea, fost coleg de izolare, actualmente doar prieten cu voi. V-am salutat!